Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Time Out. Time Out care astăzi, așa cum v-am promis, îl are invitat pe Florin Pârvu, antrenorul Petrolului. Bună, Florin, bine ai venit în cadrul emisiunii. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Florin, începem abrupt, nu stăm prea mult să mai tragem de timp. Miercuri, înainte de antrenament, băieții au anunțat că nu merg la pregătire. Bănuiesc că e vorba despre restanțe la salarii. Joi, totuși, s-au antrenat. Spune-mi, te rog, s-au reglementat problemele într-o singură zi? Da, din punctul meu de vedere, a fost o lipsă de comunicare și faptul că... Dintre cine și cine? Păi, o lipsă de comunicare în tot ce s-a întâmplat, între ce înseamnă... Adică cei care vin cu banii, bănuiesc? Da, probabil aici, da, a fost o lipsă de comunicare și mă opresc aici și probabil echipă, din punctul meu de vedere, lucrurile intră pe un făgaș normal. Dar ei au făcut bine ce au făcut? Păi, eu știu cât de bine au făcut. Problema e că a fost doar un singur antrenament și am revenit la antrenamente și asta mă bucură foarte mult. Adică, practic, astăzi n-au jucat și mâine da, s-au antrenat, da, adică nu da. S-au antrenat, nu că n-au jucat, da. S-au antrenat cu promisiunea sau probabil având în conturi da, da, o sumă de bani. Da, lucrurile băieții au venit la antrenament, lucrurile eu cred că vor intra pe un făgaș normal. Echipa are nevoie de liniște, pentru că suntem, și nu vreau să anticipez întrebările, dar lucrurile sunt, din punct de vedere sportiv, bine în acest moment la noi, așa că nu avem nevoie de cineva să, eu știu, să ne distragă atenția, între ghilimele, de la Florin, aceste lucruri. Florin, pe burta goală e greu, că nu se poate, e greu, că nu se poate juca. Este clar că este greu. Ai fost tu fotbalist, știi foarte bine despre ce vorbim. Este clar că este greu, nu este ușor. Petrolul este o echipă care, eu știu, aproape că este iubită, este o echipă care, cum știți, își propune lucruri și trebuie și aceste lucruri trebuie susținute. Asta e clar, nu se pune problema. După cum bine știi, în urmă cu 3 luni de zile, am mai făcut emisiunea cu tine și în cadrul emisiunii de atunci prognozam un început de campionat abrupt, extrem de abrupt. Îmi aduc aminte de... Care, cum bine știi, nu a început deloc bine pentru Petrolul și multă lume își freca mâinile și zicea, mamă ce bine, ați văzut cum am zis, ați văzut ce am zis, numai că a urmat declicul ăla extraordinar și seria aceea fantastică în care Petrolul a demonstrat că este mai mult decât ce credeau unii și alții. Da, ce pot să spun? Mă așteptam să... Tu te așteptai? Da, mă așteptam să am asemenea, eu știu, voci care să nu creadă, dar eu vă spun că tot ce se întâmplă la Petrolul este pentru că am reușit să creăm un grup foarte bun. Am reușit să avem o mentalitate care, cred eu, este o mentalitate bună pentru ceea ce se dorește. Se lucrează bine, eu asta pot să spun, fără față modestie, lucrăm la un nivel bun și rezultatele nu sunt întâmplătoare. Așa este, cum spuneți și dumneavoastră, a fost un început de campionat. Și căpătat. Da, cu acel egal contra celor de la Cluj acasă, în care s-a ratat un penalti, după care deplasarea de la Botoșani, tot la fel, am scăpat. Tot i-am avut în mână și pe aia. Între degete, tot așa, un gol, varul l-a anulat, tot așa, un penalti ratat, a venit acea înfrângere de acasă cu voluntari. Contra celor de la voluntari, situația în care s-a luat acel roșu, imediat gol din acea fază și foarte repede s-a marcat al doilea gol al lor. Și iar lumea și-a pierdut răbdarea, cred eu, din punctul meu de vedere, foarte repede, dar am avut o reacție extraordinară. Eu, să știți că am crezut foarte mult în revenire și mă bucur că am reușit să avem continuitatea în rezultate și am reușit să câștigăm contra unor echipe care multă lume nu le dea șanse. Cred eu și nu mai trebuie să spun, Petrolul este... Dacă joacă bine, este ok. Nu joacă bine, ai văzut una, două, începe circul. Așa este la Ploiești. Așa este la Ploiești. Ai zis bine. Din punctul meu de vedere, știam de la început că oamenii sunt alături de echipă. Asta nu pot să contest.
nu au răbdare și asta nu pot eu să vin și să fac ceva în sensul ăsta, doar ca echipa să aibă rezultate și să-i aducem un număr cât mai mare alături de noi. Dar să știți că au fost meciuri în care ne-au susținut, iar publicul a fost al 12-lea jucător și ne-a ajutat foarte mult. Să știți că băieții au simțit din teren de acolo, au simțit forța tribunei. Și au fost meciuri în care, dau exemplu, meciul de acasă cu FCSB, sigur, în care a fost așa un vibe extraordinar venit din tribune. Peluza Elioana, preza latină, suporterii de la tribuna a doua, suporterii de la tribuna a întâi. Au creat un corp comun, așa. Exact. Și asta trebuie să fie spiritul acestei echipe. Pentru că ne dorim foarte mult să avem suporterii alături de noi, iar pentru vineri este clar că avem nevoie de la 20-30, avem nevoie de cât mai mulți suporteri alături de noi în tribune să reușim să câștigăm cele 3 puncte pentru a rămâne acolo sus în fruntea clasamentului. Spuneai la un moment dat, de la prima întrebare, faptul că în momentul în care s-a venit cu această, probabil că s-a plătit o primă sau ceva de genul, un salariu ce s-a plătit acum, că problemele s-au calmat. Hai să zicem doar calmat. Dar numai că Petrolul pare a fi, de fiecare dată când sunt chestii de genul ăsta, se naște așa o bulă de panică. Și se vorbește despre dezastru, se vorbește despre noi să mai fim. Nu cred. Din punctul meu de vedere sunt exagerări ale presei și mai ales ale presei centrale. Ei știți foarte bine, sunteți aici în presă și orice zvon așa legat de orice echipă, nu numai de Petrolul, se creează așa, ca un tăvălug vin. Dar, așa cum a spus și dumneavoastră, avem nevoie de liniște. Toată lumea înțelege lucrul acesta, pentru că această liniște să ne ducă spre a câștiga jocul și a aduna puncte. Știi ce se întâmplă? Ai spus la un moment dat că mai ales din partea presei centrale. Păi presa centrală vorbește pentru că află informațiile. Da, nu știu. Informațiile se află de la interior, să știi. Că nu vine nimeni din lună să vă vadă că nu vă antrenați, de exemplu. Nu. Da. Pur și simplu sunt înștiințați. Cu respectul cuvenit, vă spun sincer, aș vrea să nu mai dezvolt acest subiect. E un subiect sensibil, vă spun sincer. Clar că este un subiect sensibil, dar eu sper ca antrenor principal al echipei ca lucrurile să intre așa într-o normalitate. Cum rezolvi tu o schismă de genul ăsta? Mă interesează un antrenor cum reușește să depășească un astfel de moment. Cred că nu ți-a picat bine când ai aflat, probabil că ai aflat primul, că băieții nu ies. Da, e clar că ești pus într-o postură nu ingrată. E clar, clar. Că este o situație delicată, dar așa cum am spus, am un grup bun, o comunicare foarte bună cu ei. Problemele au fost rezolvate și din partea conducerii clubului, iar lucrurile au intrat, așa cum am spus, pe un făgaș normal. Normal cu momentul acesta. Și cu încă alte promisiuni? Da, sunt promisiuni și eu sper ca lucrurile să fie corecte din acest punct de vedere. Okay. Cine a anunțat boicotul antrenamentului de miercuri? Nu există. Noi suntem toți la stadion. Nu există. Nu zic, n-a venit unul dintre jucători care să spună, băi, nu ieșim. Noi comunicăm cu echipa. Avem pe Ciobi, pe secundul meu, care el este legătura cu vestiarul și tot timpul știu exact ce se întâmplă. La fel și din partea domnului doctor, jucătorii care au probleme. Nu, avem o structură din punctul meu de rău. Nu, am crezut că a venit unul. Nu există. Este o comunicare. Capitanul și-a zis, bă, noi nu ieșim. Noi tot timpul comunicăm foarte bine și nu a fost o problemă în situația asta. Citisem că principalul finanțator, domnul Marian Copilu, s-ar afla cu Hanca în Spania. Să fi fost și acesta un motiv al neînțelegerilor legate de banii care urmau a veni? Nu putea spune lucrul acesta. De la cine să dea banii atunci? Da, nu știu. A fost o lipsă de comunicare, dar nu știam că Marian va pleca cu Sergiu în Spania, la Barcelona, pentru că trebuie să atingem și acest subiect cu Sergiu. Sigur. Pentru că, din punctul meu de vedere, nu este nicio diferență între ce s-a întâmplat pe Ilioana împotriva Hremaștadului cu Valițicu și ce s-a întâmplat tot pe Ilioana cu FCSB-ul, cu Daua și Sergiu Hanca.
Sergiu s-a fost operat la Barcelona. Mă bucur că operația a decurs foarte bine și este un succes. Uh-huh. Urmează acum să facă perioada de recuperare și doresc cât mai repede ca să revină atât de noi. Când am putea să zicem că îl vedem? De începutul anului viitor, poate să-l avem cu noi când plecăm în cantonamentul din Turcia. Adică să vină să se antreneze noi, și să stea alături de voi. Alături nu neapărat noi, să pregătească la cei mai înalți parametri. Nu cred și nu este... Dar nu poate este să-l avem în play sau A? Cum spuneți dumneavoastră, dar lucrurile trebuie să rămână așa. Ne dorim foarte mult. Ne dorim să avem rezultate cu echipa. Ne dorim să avem un parcurs bun și de ce nu să ne batem acolo sus. Te mai întreb ceva și cu asta basta vis-a-vis de asta. Câte restanțe nu sunt în momentul de față? Și îmi cer scuze, chiar. Una, două? Vedem ce va fi. Noi vom avea o ședință chiar mâine. Așa? Și în funcție de ce se decide acolo. De fiecare dată se întâmplă ca atunci când se termină emisiunea vină o ședință. Da, cu siguranță lucrurile vor intra pe un făgaș normal. Așa avem zici. Nevoie, avem nevoie de liniște. Adică ar mai putea veni bani și din altă parte? La asta mă refer. Eu sper să vină și din altă parte. Avem nevoie de oameni care să vină alături de noi. Echipa are nevoie. A avut și înainte, are și acum nevoie de oameni care să vină alături de noi. Tu zici că este ca înainte, să zicem așa, da? Adică nu are echipa un recul. Eu sper să nu avem un recul, pentru că nu vrem să facem pe plac, contestatarilor sau, celor care vin după tine imediat. Care de-abia așteaptă. Care de-abia așteaptă să fie o problemă la, la echipă pentru a profita ei de situația asta. Noi trebuie să fim inteligenți și să reușim să ne revenim foarte bine și să facem un joc bun vineri, să câștigăm cele 3 puncte. A anunțat un fotbalist al Petrolului că în momentul de față ar vrea să plece de la echipă? Nu știu. Nu știi nimic de tema asta. Nu știu niciun... Ok. Pe o scară de la 1 la 5, unde crezi că se află echipa ca și potențial după jocul de la Cluj și înaintea meciului cu Botoșaniu de vineri? E clar și nu aș vrea să fac acum... Așa, ne jucăm. Poftim pe 3? Adică la jumătate? Doresc să fim bine pentru că venim după o perioadă, spun eu, fără înfrângere. Suntem echipa care, una dintre echipele care avem cele mai puține înfrângeri în tur de campionat. Uh-huh. Este adevărat. Am făcut jocuri în care am făcut meciuri de egalitate și în care poate puteam să obținem mai mult, asta vă pot spune cu siguranță, dar trebuie să fim ca o furnicuță din aia care aduce acasă grăunțele și punctele în speță și să punem la zestrea noastră, pentru că orice punct, cred eu, la final de campionat va conta. Suntem clar pe un obiectiv, sezonul acesta trasat de conducerea clubului. Vă ce-ți aminte sezonul trecut, am terminat pe locul 8. Este clar că ne dorim să fim mai bine decât sezonul trecut, dar avem un obiectiv clar trasat de conducerea clubului sezonul acesta, locurile 7-9 în campionat, un parcurs cât mai lung în Cupa României. Eu cred că în acest moment echipa se află în ambele obiective, cu șanse reale. Nu cred, e 100%, așa este, sigur. În Cupa României, să trecem mai departe. Și vrem să scoatem cât mai mult din... Practic ce ar însemna? Să nu pierzi cu Sepsi? Nu, să câștigăm cu Sepsi, în funcție și ce se întâmplă la celelalte meciuri. Uh-huh. Eu îmi doresc să câștig contra celor de la Sepsi în meciul de acasă. Ai ceva tu cu ei? Sau? Nu, pentru că ne dorim să câștigăm meciul. Nu neapărat. O echipă care putea fi învinsă chiar și la Sfântul Iurie. Da, dacă vă vorbeam de acele rezultate de egalitate în care poate să ne mulțumim de, nu neapărat de punctul obținut, dacă se putea obține mai mult. Și acela este un joc în care cred eu că puteam obține. Bine, și multe. Da. Dar o să vorbim și o să rog regia să-mi pregătească un calup de publicitate, niște spoturi cu Petrolul. Vorbim despre aceasta după această pauză.
Revenim după această pauză publicitară în care v-am prezentat promo cu echipa Petrolu, cu anul centenarului, care ar fi absolut formidabil să găsească echipa pe loc de play-off, să găsească echipa undeva într-o dimensiune nouă în Cupa României, dacă nu chiar să o și judecăm, un trofeu care, Florin, ar duce Petrolul direct în Europa League, adică o performanță formidabilă. Da, așa este. Visezi la de-astea? Mi-am propus să scoatem maxim din fiecare meci și cam acesta este obiectivul nostru, dar cu siguranță Cupa României face parte. Mai ales din puține jocuri poți să ridici trofeul. Obiectiv, pentru că, vă spun sincer, suntem o echipă care avem așa tradiție la Cupa României și s-au câștigat trofee împotriva Rapidului, a Clujului și așa, și momente echipe aflate bine acolo. Toate decât noi la cea vreo, așa că Cupa României rămâne un trofeu, cu toate că sunt foarte multe echipe care au declarat că și-ar dori trofeul ăsta. Să ne batem până la final, asta e foarte important. Florin, putem vorbi despre o clasare peste așteptări a Petrolului după un tur de campionat și o primă etapă a returului? Eu ca antrenor vă dați seama că am speranțe. Tot timpul pun obiective și în afara obiectivelor pe care clubul ni le-a trasat, să știți că împreună cu jucătorii avem așa niște obiective pe care noi le știm în vestiar. O echipă care nu le spune Petrolul la... Ploiești, nu le spune și la alții. Sunt între noi și sperăm să le obținem. Obiectiv, Petrolul vorbind, este o echipă care trebuie să aibă obiective mari. La ce suporte sunt alături de noi, tradiția clubului. Florin, dacă ar avea și bani, cred că am fi pe locul 4. Implică că această echipă să aibă obiective și să-și propună obiective înalte, dar cum a spus dumneavoastră, trebuie susținute și nu este treaba mea până la urmă, dar să știți că avem nevoie de oameni, avem nevoie de liniște pentru a îndeplini aceste obiective. Dar mai mult decât lucrul acesta, avem nevoie, să știți, echipa are nevoie și vreau să ating acest subiect, de, poate spun prea mult, o bază de pregătire. Aici ne lipsește, ce îmi lipsește mie ca antrenor și echipei în acest moment, ne lipsește terenurile de antrenament, pentru să avem propriile noastre terenuri de antrenament, de care să ajungem acolo la teren, să avem sala de forță acolo, să avem totul să facem și noi lucrurile. Tu știi foarte bine că eu fac emisiunea asta în 1995 și nu a fost, nu vorbim de an, nu a fost trimestru în care să nu am un invitat și să atingă acest subiect și respectivul care era invitat să vorbească despre necesitatea nu neapărat a unui cantonament, ci măcar a unu, două terenuri de pregătire decente. Prin asta care este primordial, pentru că dacă vrei să ai performanță, faci performanță, nu ai cum vorbeam. 28 de ani au trecut. Foarte mult. 28 de ani. Nu trebuie să mai treacă și trebuie să facem, eu știu, lucrurile să evolueze, chiar dacă măcar să se apuce, să facem primii pași. Dă-te un sfat. Cine să vină să facă treaba asta? Oamenii care stau de noi, să vină, eu nu fac politică și vă spun sincer, nu sunt și nu e normal ca ei, ca un, eu știu, noi ca și sportiv, ca și antrenor să facem, dar probabil că oamenii care sunt în funcțiile astea politice, companiile puternice care pot veni și face un parteneriat alături de Petrolul, față de academia noastră, echipa, prima echipă, e foarte important să facem terenul de antrenament, să facem o bază de pregătire bună. Am fost în țară și am văzut la Sepsi, vorbeam de Sepsi, au o bijuterie de stadion, dar iar terenurile de antrenament sunt foarte aproape. Dar nu-i făcut de români. Vorbim la Craiova lui Mititelu, unde m-am făcut acolo chiar la baza lor antrenamente înainte de meciuri cu acelor de la CS Craiova. CS Craiova, dacă tot vorbim de echipe, FCS, sunt echipe care au condiții bune și s-au putut face. De ce să nu se facă și la noi? Asta nu înțeleg. Mă bat și deschid subiectul ăsta pentru că sunt în postura în care, vă spun sincer, plec cu echipa în fiecare zi de la stadion, de la Ilie Oana, ne schimbăm acolo. Sunt zile și le mulțumim celor care se ocupă de stadion. Putem să facem antrenament pe Ilie Oana
când este și timp afară în regulă. Mai facem antrenament, dar sunt zile când plecăm, poate în tot ce înseamnă județul acesta. Și tot așa ca și mulțumire celor de la mulțumim primăriei din Aricești, Activani, Nedelea primăriei din Blejoi. Noi suntem tot timpul în contact de a face antrenament pe altfel de locații. Ce e asta, măi, frate? Astea sunt răspuse lucrurile astea și vrem și noi, eu doresc foarte mult, atât de cât voi fi aici la Petrol, o să spun lucrul ăsta, echipa are nevoie de o bază în care să desfășoare activitatea la un nivel, eu știu, decent, dacă nu să ne gândim la performanța aceea mare. Pentru că lipsa de teren de antrenament, lipsa unui săl de forță, lipsa unei refaceri foarte bune, cabinet medical în care trebuie să ai, deci lucruri care astea sunt normale, noi deja ne gândim la ele că, Doamne, ce realizăm. Sunt lucruri normale. De aici trebuie să începi. De aici adică trebuie asta să trebuie să fie baza. Primul lucru care trebuie să-l faci e infrastructură. Infrastructura este foarte importantă. Și nici de cum să vii să plătești pentru că joci pe arena Petrolul Ploiești, din orașul Ploiești, orașul Petrolului. Am fost la Cluj ultimul meci, să știți că au condiții senzaționale acolo și iar oamenii sunt alături de echipă și să știți că au condiții foarte bune, foarte, foarte ce bun. Salarii și ce contracte și știu, m-am interesat, am văzut cu ochii mei tot ce se întâmplă acolo. De ce și să nu se facă la Ploiești asta? Pentru că nu se vrea. De ce să nu se vrea? Pentru că echipa și toată lumea iubește această echipă. O iubește... Facem pariu că nu mai trec 2-3 săptămâni sau 2-3 luni și încep promisiunile? Îmi doresc lucrul ăsta să pe se... promisiuni? Eu nu mai doresc. Să înceapă să și facă lucruri. Să vedem. Să vedem prima casma din aia, cum se numește, să construim ceva, nu? Trebuie să construim. Da, citeam săptămâna trecută că primăria a decis reeșalonarea... Un lucru bun. O datorie, da, dar puțină lume știe că pe lângă respectivele sume care sunt reeșalonate pe parcursul unui an, vin și penalizările din urmă. Și cei 3 lei care trebuie să-i dai pe lună sunt de fapt 4. Și așa mai departe. Bani mulți, Florin. Bani mulți cu care poți face altceva. Dar, iată, pe terenul tău, în orașul tău, vii și faci o astfel de portlogărie. Eu așa o numesc. Da. Bun. Dacă ar fi să oferi note compartimentelor echipei, portarul, linia de fund, mijlocul, atacul, cam ce note ai da? O clar note de trecere, fără discuție. Note de trecere, clar, pentru că... Că stă echipa unde stă, sigur că da. Este clar că sunt compartimente și încă o dată spun, nu mă eschivez de la răspuns, este clar și știți și dumneavoastră și ați făcut analize și pe fiecare joc și sunt analize pertinente, să știți, chiar citesc cronicile de după meci ale dumneavoastră, ale ziariștilor și să știți că sunt foarte ok și mă bucur că... Florin, și nu se scrie cu patimă, să ne înțelegem. Și nu se scrie cu patimă și mă bucur că se vede lucrul acesta. Este clar că sunt compartimente, cum spuneți dumneavoastră, în care am excelat și cred eu că suntem pe un drum bun și compartiment unde cred eu că putem să îmbunătățim mult mai mult asta, dar nu asta înseamnă că doar acei jucători care sunt în acel compartiment. Hai zi o dată, ofensivul. Da, avem nevoie de mai mult lucitate, avem nevoie de mai mult, eu știu... forță acolo, pentru că... Te feresc să vorbești, să spui despre cuvântul valoare? Nu mă feresc, dar cred că și noi antrenorii așteptăm mult mai mult și trebuie să facem tot ce depinde de noi să rezolvăm acest aspect. Păi uite, ne aflăm pe locul 6 cu 10 partide terminate la egalitate. 10 partide terminate la egalitate, doar Oțelul are mai multe remize, da, adică 11. Noi și Hermannstadt. Și Hermannstadt, exact. Pe de altă parte, ne aflăm între puținele echipe care au pierdut doar 2 meciuri. Și da, dacă vorbim aici, vorbim despre FCSB, vorbim despre CFR Cluj, vorbim despre... Nu! CFR-ul are 3. Rapidul, Hermannstadt și Oțelul. Și Oțelul, da. Nu știu, mie mi se pare totuși că este ceva care scapă. În ideea în care, ok, te duci în străinătate, adică la ieșirea din Ploiești, pe terenuri adverse, și faci jocuri defensive de calitate. Echipele, practic, se
întrec în a se baricada ca să poată să, sau chiar dacă atacă, trebuie să se și apere, pentru că petrolul are o forță ofensivă și la mijloc, care să ducă mingea acolo în față. Nu are puncărul, nu are omul care să bage mingea în poartă, dar până la urmă petrolul, iată, două înfrângeri. Te-ai fi aștepta vreo singură secundă la începutul campionatului ca după 16 runde să ai doar două înfrângeri? Și una dintre ele, nu trebuie neapărat să ne aducem aminte cu patimă, dar trebuie să o spunem, la Cluj, unde petrolul nu merita să pierdă. Da, dacă ne aducem aminte de acel joc, clar că puteam să obținem minimum un punct. Hai, atât, nu minim, un punct. Și cred eu că meritam acest lucru, așa mă refer. Sigur că da. Petru a jucat formidabil de bine la Cluj. Și meci foarte bun al nostru. Nu pot spune că în acest moment echipa nu-și dorește sau nu face un fotbal ofensiv, pentru că se creează așa o mentalitate și tot ce înseamnă în jurul echipei. Dumneavoastră ziariștii, domnule, sunt numai defensivi sau nu există. Noi lucrăm la antrenament, să știți, și să creați și cu Răzvan Lucescu, țineți minte acel lucru, noi, Mr. X sau Nu, sunt lucruri pe care noi clar că le lucrăm defensiv și avem niște principii foarte clare. Lucrăm defensiv, lucrăm și suntem pe un drum bun. Dacă ne ducem aminte, eu am schimbat și modulul de joc în vară. Asta am vrut să spun. În care tot ce a însemnat perioada... Și de la meci la meci pare a... balea, adică e probabil funcție de adversar, da, logic, funcție de adversar, în funcție de ce de disponibilitățile pe care nu le ai la un moment dat. Asta vreau să punctez un lucru aici, este o calitate a unei echipe să poată să schimbe în timpul jocului, să schimbe modulul de joc. Deci eu vă spun și fără față modestie, încă mă repet, mă bucur că băieții au reacție și putem să facem lucrul acesta. Chiar la ultimul joc de la Cluj, ați văzut, s-a început într-un modul de joc, la pauză am schimbat, am avut consistență, din păcate, așa cum s-a întâmplat și la celelalte jocuri, nu am reușit să și marcăm, meritam totuși pe final, din punctul meu de vedere, aș ocazia dacă reușea să dea Gicu acolo. Dar, poate că le luai toate asta punctele. Vreau să scot în evidență faptul că echipa poate să aibă această reacție în care să schimbe în timpul jocului modulul de joc. Lucrăm defensiv, este clar, lucrăm fazele fixe, bine, lucrăm ofensiv, trebuie să avem mai multă luciditate, să facem lucrurile mai bine, clar, și să avem situații mai bune. Te-am văzut după meciul de la Cluj, erai fiert. Tu ești un tip care în cea mai mare parte a ta ești destul de interiorizat. Nu ești un tip care să explodeze. După meciul nu prea vorbești pentru că nu prea îți place să vorbești atunci la cald. Sunt alții care fac vorba aia. Televiziunile sunt, păi, fierți de fiecare dată. La tine ai să scoată, de la tine e mucles. Nu fac rating. Te-am luat și deoparte ca să poți să vorbești. Exact, te-am luat deoparte de... ca să poți să spui, bă, dar ce-i supărat? Că până la urmă, echipa scosese un punct, adică nu era, eu zic că scosese, era bine ce s-a întâmplat. Ce n-a fost bine a fost că ai jucat 30 de minute cu om în plus și că nu te concentrezi pe ultima fază să-ți dea la gol să le iei toate punctele. Da. În schimb, dar tu erai, aveai o apăsare a ta. Și când te-am întrebat, la rândul tău m-ai întrebat dacă mie mi-a plăcut jocul. Nu, a zis, tu n-ai fi. Așa. Și dacă, exact, dacă mi-a plăcut jocul și dacă eu n-aș fi supărat. Da. Paradoxal, am stat și m-am întrebat ulterior. De ce m-am întrebat, mă? De ce să fiu supărat? Că până la urmă, un punct la Cluj, să știi că totuși nu s-a luat chiar mereu. Da, de-n contră. Problema e că eliminarea lui Vali Gheorghe, mă așteptam să avem o forță suplimentară. Da, mult mai mare și să punem sub presiune poarta lui Iliev. Am controlat, pot spune eu, jocul, dar fără a produce foarte mult și aici m-am supărat eu pe chestia asta, pentru că atunci chiar erau cele trei puncte erau foarte importante, pentru că chiar ne plasa pe un loc așa mult mai bun. Mult mai bun față de cum suntem acum, cu toate că și acum suntem bine, pot spune eu. Da.
chiar dacă nu vrei să spui, hiba echipei este clară, treaba compartimentul ofensiv, da, adică doresc, chiar nu este... Să ducem să și finalizăm, să avem finalitate pe... Uite, Petrol a marcat în 16 etape, a marcat de 19 ori, dar nu asta este că a marcat de 19 ori. Problema este că cei care sunt, zicem, plătiți în ghilimele să dea gol, nu prea o fac. Adică, vezi că dintre atacanți, Gicu ți-a dat 3 goluri, ți-a mai dat... Dintre atacanți vorbesc, da. Dintre atacanți. Da. Gicu ți-a dat 3 goluri, ți-a mai dat Musi 3 și Petrovici 1. Golgheter fiind un mijlocaj, da. Jair cu 5 da. Goluri, și cam atât. Și eu zic că putea mai mult, așa, nu știu. Pentru tine este o dezamăgire, sincer, este o dezamăgire acest Mihai Roman? Nu aș putea spune că este dezamăgire și n-aș putea să spun despre un jucător. Tu nu vrei să vorbești de jucătorii tăi, eu am înțeles treaba asta, dar nu ajută cu nimic. Da, ok, el să știți că este un tip care se consumă foarte mult și el știe că sunt așteptări foarte mari de la el. Are o presiune și o să nu neapărat de noi, și o pune el singur și am stat foarte mult de vorbă cu el și am spus că e foarte important să fie util, e foarte important. El cum se pregătește? Foarte bine, se pregătește bine. Asta e paradoxul, că el, eu nu am ce să-i reproșez la antrenament lui. Pentru că antrenament este ok, nu mi-a lipsit la niciun antrenament, nu s-a accidentat, îmi dă goluri la antrenament. Dar nu i-ai spus să nu mai dea la antrenament? Problema e poate că își dorește foarte mult, este un jucător care cu un caracter frumos, să știți, care își pune o presiune pe el. Este clar că fiind la Petrolul și atacant fiind, se dorește și nu numai noi cu stafful și ce înseamnă suporteri își doresc foarte mult să vadă în el un marcator. Să dea unul, două goluri acolo, vârfule. Eu sper că, eu știu că primul joc ăsta pe care noi îl avem și mă gândesc că îl veni și de la Botoșani să fie o descătușare așa. Să însemne o motivație. Să însemne și o motivație și să reușească, să reușească să scrie. Așa din februarie ar mai avea vreo șansă să continue? Nu aș putea să spun acum, mai prea devreme să vorbim de situație, că nici nu ne-am gândit. Astea sunt niște deja viuri. Eu îmi dau seama clar ce să răspunzi tu, dar te întreb clar. Mai avem jocuri de disputat, mai sunt și în Cupa României, așa că este de vreme să vorbim. Dacă tot am pus întrebarea asta, să totuși să plusezi pe ea și să te chestionezi asupra faptului cam câți jucători ar trebui să despartă de Petrolul în iarnă. Grosomodo, așa. Tot la așa vă răspund și eu, atâta timp cât noi mai suntem în campionat, mai avem meciuri de disputat. Nu aș putea să spun în aceste momente. Dacă ar fi momentul, s-ar fi terminat ieri. Nu este momentul. Suntem într-un moment în care noi mai avem meciuri de disputat și n-aș putea să spun în acest moment, pentru că lucrurile sunt încă în desfășurare și n-are rost să discutăm. Pentru mini-returul care începe după anul nou, v-ați pregătit mental, așa, un pic? Păi, noi începem foarte repede. Da, dacă ne gândim în februarie, nu? Că terminăm undeva pe 19, ultimul joc fiind la FCU Craiova, iar pe data de 4 deja am programat cantonamentul din Turcia, cu plecare pe 4. Place pe 13, adică pleacă 20, cu sarmalele în pachet. 20 fiind prima etapă și știm că prima etapă o avem Dinamo acasă. Clar că trebuie să fim pregătiți. Nu se pune problema. Trebuie să fim pregătiți pentru că... Mamă, ce mi-ar fi plăcut să-i fost Dinamo acum. E un meci. Este un campionat în care se joacă până la ultima etapă, vă spun sincer. Așa ai zis și anul trecut. Așa a fost. Așa pentru a fost. Că uitați-vă cât ce diferență mică este între play-off și play-out. Echipele da, și mai ales că vin să înjumătățesc punctele. Se înjumătățesc și punctele, iar echipele sunt în acest moment sensibile, egale așa ca și valoare. Greșesc foarte mult când spun că în acest campionat orice echipă din campionat poate să bată orice echipă din campionat. Eu trebuie să spun eu lucrul ăsta. Ați văzut și dumneavoastră în jocurile care au fost, în care... Bine, se detașează una, două, trei echipe, se detașează așa. Aș zice că FCSB, CFR. Da, uitați-vă să vorbim mai de, puțin, jocul, da? De jocul Poliaș cu CFR. Acolo, unde probabil că sigur favorita pleca CFR. CFR. Da, sunt jocuri echilibrate, foarte echilibrate, să știți.
Spune-mi, te rog, este vreun fotbalist al Petrolului în momentul de față dorit la o altă echipă? Pentru că se tot auzea de Jair, se vorbea de Bart, de Dua, de Vali. Nu am cunoștință și vă spun sincer de, așa, de acest lucru. Mi-aș dori ca jucătorii noștri să fie, să fie curtați de alte echipe. Asta înseamnă că se lucrează bine și că ei au valoare și că au demonstrat. Și că se mai umple contul. Poate să fie și asta o variantă. Dacă m-ați întrebat ce mi-aș dori, nu mi-aș dori să plece niciun jucător, din contră, să mai aducem jucători. Câți? Jucători care să vină cu plus valoare și să ne batem cu adevărat pentru obiective. Mă bucur foarte mult că sunt jucători care sunt convocați la loturile naționale și aici mă refer la copiii ăștia, la mici, la Denis Radu, care sunt convocați la echipa națională Under-21, la Mihnea Rădulescu și la Justin Răducan, care sunt convocați la echipa națională Under-19 și la Boașvili, care și el este convocat. Și aproape de toți dintre titulari în ultima perioadă, că asta e... La Georgii. Asta mă bucură foarte mult, că sunt 5 jucători de la noi care fac parte din echipele naționale. Vreau și îmi doresc ca și la prima echipă să avem jucători acolo. Sunt jucători care, eu știu, îmi pare rău de Sergiu că s-a accidentat, cred că putea să fie, eu știu, să bată și el Zou? La porții echipei naționale. Vali Țicu, dacă nu pățea, eu știu, această problemă și cea de suspendare, sunt sigur era pe un trend foarte bun și el să fie tot acolo. Gicu Grozav, care da, începuse foarte bine și a început foarte bine și se vorbea chiar la un moment dat de el. Da, îmi doresc să am jucători care să și, fie. Și Gicu este pe o rampă ascendentă, pe o pantă ascendentă. Se pregătește bine, e un jucător de mare caracter. Am descoperit un jucător sincer cu un mare caracter aici. Nu eram din exterior și nu mă gândeam că este așa. Este un tip foarte ok, un caracter frumos, se pregătește bine și... O fi content și faptul că s-a însurat? Probabil. Că vine copilașul ăsta? Probabil, da. Să fie mai responsabil un pic, să fie mai... Da, și mă bucur că este într-o perioadă bună și, dar, și de la el mă aștept să, că poate mai mult și să ofere. Ce contracte mai au ăștia de care te-am întrebat eu? Dua, Țicu, vorbesc la prelungire. Ei sunt în vară sau? Nu, ei sunt sub contract cu noi, de cei care mi-a spus. Uh-huh. Sunt la final de contract și mai mult ca sigur s-a luat legătura cu Bart. Cum ai spus? Da, merită. Cred că Bart este un dintre pilonii defensivi și merită să se discute cu el și să rămână alături de noi. Mai sunt jucători care, cu siguranță, cu Jair la fel, am cunoștință că s-a discutat. Îmi doresc ca și... Știu că nu răspuns, dar îmi fac datoria să te întreb. Spune-mi, te rog, în momentul de față aveți vreo discuție cu 1, 2, 3, 4 fotbaliști noi care să vină la Petrolul din iarnă? Nu pot să vă spun lucrul acesta. Vă spun sincer și... Nu te întreb, că ai zis tu că vrei, da, că ți-ai dori. Mi-aș dori. Sunt discuții? Nu știu. Știu dacă sunt discuții, dar planuri sunt. Planuri sunt? Da, dar discuțiile nu cred că e momentul acum să vorbim de... Când, spune și mie când e momentul, ca să știu, ca să te... Vin la emisiune. Când vii la emisiunea următoare. Este incredibil ce se întâmplă lui Vali. Da. Este absolut incredibil. Mie mi se pare de domeniul fantasticului. Tot am impresia că cineva vrea să-i facă rău. Nu ca așa e regulamentul. Da, nu știu, că regulamentul eu nu-l văd așa. N-are nicio logică. Chiar să nu se fi uitat aia pe imagini? Chiar să nu se fi văzut nimic? Da. Din păcate, o decizie foarte dură, nu dură, foarte dură. Am spus-o și în conferințele de presă, înaintea meciurilor. Nu mă așteptam ca, eu știu, să fie 16 etape de suspendare. Este enorm. Este... Asta, nu știu, trebuie să fim atenți pentru că este comisia de recurs și îmi doresc ca el să scape cu mai puțin. Scape cu mai puțin, pentru că avem nevoie, iar tot o spun și poate o spun la unii tot timpul, o repet, dar un jucător tânăr, un jucător care a fost la echipa națională de 21 titular, un capitan unei echipe bune a campionatului, nu? Care a bătut la porțile echipei mari naționale. Și a intrat. Și a intrat acolo.
Mă, n-ai cum, adică nu poți să tai aripile unui asemenea jucător. N-ai cum să fii atât de dur, mai ales că și Dragoș, s-a demonstrat și s-a vorbit în interviu, da. A declarat că îi se pare foarte dură. Nu se ține cont decizia. De treaba asta, este ceva incredibil. Da. Absolut. Mi-aș dori ca el să joace la meciul cu Botoșan de vineri. Ar fi formidabil. În opinie personală, tinerii Lupi s-au prezentat foarte bine, foarte bine. E un merit al tău că ai avut totuși tupeu, prezența de spirit. I-ai văzut la antrenamente și i-ai introdus din ce în ce mai mult, oferindu-le din ce în ce mai multe minute. Musi pare de neclintit acolo, deci el nu poate fi scos în momentul de față din echipă. Mihnea, Justin, Denis, George și chiar Mitrov sau Mihai au avut parte de minute și chiar nu au dezamăgit. Pe mine asta m-a umplut de satisfacție. Au avut parte de minute și au jucat precum titularii, cu dezinvoltură, hărțuind apărările și așa mai. Adică ce trebuie să facă un fotbalist care își dorește mult să, ca și etapa viitoare să fie prezent în teren? Pentru mine asta contează cel mai mult. Mai mult decât un eventual scor la final. Da. Și te întreb, poate ajunge Petrolul într-un an, doi, o echipă formată numai din tinere talente ale eșalonului și venite de undeva din zona Prahovei și tineret, așa cum s-a dorit când Marian Copilu, când Claudiu, când tu v-ați dat semnătura pentru aducerea lor în echipă? Eu m-am îngrozit atunci. Bă, dar cât numai tineret, măi, frate. Da. Și iată că au ajuns să joace. Toți. Da, mă bucur că ți-ai atins și acest subiect, pentru că pentru mine e un subiect care îmi place foarte mult. Așa cum am spus la început, când am venit aici la Petrolul, am spus că atenția mea va fi una mare la ce înseamnă academie și ce înseamnă jucătorii tineri. Îmi place foarte mult să lucrez cu ei, îmi place foarte mult să-i introduc, să fie așa un mix între o experiență și avem jucători cu mare experiență în echipă și acest mix de jucători tineri care intră și mă bucur că au făcut-o bine, mi-au răsplătit încrederea și nu vor fi singuri atâta timp cât și la Academie se lucrează bine. Mai sunt jucători care pot veni din urmă și vreau să spun că poate să fie așa, eu știu, o variantă, nu știu dacă apropiată, dar pentru viitor să Petrolul să fie o echipă care să fie compusă din jucători care vin din propria academie. Îmi place foarte mult ideea asta și, drept dovadă, așa cum a spus și dumneavoastră înainte, mai sunt mulți jucători pe care eu i-am debutat de când sunt la Petrolul în prima ligă și ei. Dar chiar dacă sunt împrumutați acum în alte echipe, cu siguranță la finalul sezonului vor veni alături de noi. Fac obiectul revenirii, da? Cu siguranță. De ei mai urmărit așa parcursul? Da, i-am urmărit, iau date despre ei. Limita timpului disponibil, merg să văd meciurile echipelor din Academie și chiar pe la Liga 3-a. Toate că în ultima perioadă am fost foarte ocupat și n-am putut să merg, dar avem jucători care, așa cum am spus, vor reveni alături de noi și eu vă spun că o să o facă bine. Nu ți-ascund faptul că vei mai fi invitat la această emisiune în momentul în care Petrolul va sta cu un pas să intre în play-off. Eu nu știu, am așa convingerea mea că se poate întâmpla lucrul ăsta, mai ales dacă lucrurile sunt făcute temeinic, așa cum ești obișnuit tu să le faci. Și trebuie să te întreb dacă cumva la venirea din cantonamentul din Turcia înainte de meciul cu Dinamo, că acesta este primul meci, un meci care va fi infernal. Clar că dacă ei se mai iau după tine, toate meciurile sunt infernale, dar în sfârșit, ăla va fi infernal pentru că Dinamo va fi ori în clipa aia. Ea fiind în poziția de ultima sau penultima, la punctajul ăla absolut aiuritor pe care l-are, adică cu 7 puncte și așa mai departe, clar va veni că nu va avea de unde să ia puncte, decât de la Petrolul, de la cine să ia puncte. Adică așa s-ar gândi ei. Numai că intră într-o groapă. În groapa Lupilor, unde sunt iubiți peste măsură, iar voi trebuie să faceți fericiți suporterii Petrolului.
Până una alta, să le spunem stimaților telespectatori că vineri vor avea parte de un meci foarte greu, un meci care trebuie să răsplătească încrederea petroliștilor în ei, iar ei la rândul lor să le acorde toată dragostea. Să mai spun o dată ce am spus de nenumărate ori, că dacă stadionul ar fi plin, dacă stadionul ar fi cu plătitori, Petrolul nu ar mai avea problemele astea financiare. Dacă fiecare ar da acolo cei 20 de lei, 30 de lei ca să vină la meci, Petrolul nu ar mai avea problemele mari pe care le are în momentul de față, că putem ajuta și noi la rândul nostru Petrolul exact așa cum merită și să ne așteptăm, ceea ce îți urez și ție, mult succes pe viitor și hai Petrolul, nu? Hai Petrolul! Hai Petrolul! Aceasta a fost emisiunea de astăzi, stimații telespectatori. Vreau să vă mulțumesc pentru atenție, să-i mulțumesc lui Florin pentru amabilitatea pe care a avut-o și să vă dau întâlnire săptămâna viitoare la o nouă ediție a Time Out-ului. La revedere!